10 de 3.000. Să nu scoată fum, ai spus? Să nu scoată, pardon, să scoată fum, să scoată. De la power. E pur. Care este tot viteza maximă care ai prins-o? 280 de km la oră i-am dat. E potent și un 8 turbo, dar mie îmi place fum. Hei, salutare și v-am găsit la un nou vlog. Pot să spun că este un vlog epic, fiindcă de când căutam eu un Passat B55 să-l filmez. Dar astăzi, aici la Severin, de unde oamenii faini vin, am găsit un Passat B55 cu multă putere. După cum ați văzut și voi în thumbnail, este un Passat care dă mult fum, dar cum spune lumea în popor, nu ai fum, nu ai putere. Exact. Astăzi l-avem împreună aici pe platou pe Daniel. Daniel Ionuț pe Facebook. Daniel Ionuț pe Facebook, care a făcut tot ce o să vedeți voi aici și toate șocurile pe care o să le primim noi astăzi. Momentan n-am primit niciunul, doar am văzut un nor mare de fum. A făcut totul de mâna lui, să zic așa. Da. Cum se numește serviciul tău, Daniel? Genius Street Garage. Genius Street, da. Garage. O să aveți un link în descriere cu toată pagina lui. Face și evacuări, softuri sau nu? Softuri ne ocupăm la Slatina, la Motion Tuning. Vino puțin mai să vezi ceva, fii atent, că mi se pare ceva foarte tare. Pentru că uite aici. Ei avem pe băieți de la Turbo Custom. Turbo Custom tatuați și Motion Tuning. Deci mi se pare ireal ca... Păi asta e pasiune, frate. Ce are pasiune? Să-ți pui pe viață. Fiindcă Passatul ăsta arată bine și pe exterior, are câteva chestii și pe interior, dar cea mai tare chestie o avem aici sub capotă. Aici e cam toată... Șmecheria. Șmecheria, cum se zice. Ia spune ce este aici. Ce păi e la bază? Este un motor 1.9 TDI AVF la bază. Ok. Niarele? Având în vedere că motorul AVF n-a ținut la capa, la cai care am vrut să-l duc, am decis să pun un ARL de 150 de cai. Ok, deci era top, era TDI-ul ăla cu 3DI roșu, nu? Exact. Când îl vedeai pe golfuri 5, fugeai exact. 4 de fapt, fugeai da. De ele. Am decis, m-am dus, am luat de la second un motor ARL, l-am refăcut de la zero, constând toată chiloasa, partea de sus a mecanicii să fie ok, să n-am probleme cu fierberea de apă, cu absolut toate chestiile ce se fac. Deci cam asta se întâmplă la ARL, adică fierbea panel, nu? Nu, în special în mod... La 1.9, dacă... La buzezi? Dacă la buzezi, încerci ca să-l modifici cum am vrut eu să-l modific, ele se supraîncălzesc, au temperatură mare pe camera de ardere, au absolut toate chestiile care dă să fiarbă apa, o dă... Părerea mea, cred că ăștia cu putere mai mare, că ăla de 90 de cai, ăla cred că nu are problemele astea, nu? Ăla e mai prost ca TDI pompă diuză. E mai prost? Da, pentru pompa că... clasică? Pompa clasică, pentru că acolo trebuie să intri în foarte multe chestii, în... pompă de Iveco, alte chestii, în fine, n-are legătură cu ce avem aici. Bun. Na. Ai rezolvat treaba asta și apoi ce ai spus? Bă, nu mi-ajung. Am rezolvat treaba, eu deja vrând să modific mașina. Primul setup al mașinii a fost de 252 de cai și 425 de Nm. M-am plictisit de cai care au fost 252 și am zis ca să trec la alt setup cu putere mai mare. Să zicem că atunci erai într-un stage 2. Da, stage 2. Bun, și ai zis, bă, vrei 2 plus sau 3? Ce? Deja cred că aici vorbim de un stage 3. Ne poți explica ce înseamnă stage 1? La stage 1 e doar soft, da? Stage 1 doar soft. Ok. Stage 2? Stage 2, o turbină... Intercooler? O intercooler și o evacuare. Ok. Mergând tot pe stage 2 cu injecția stock. Ok, și apoi la stage 3 schimbi? Deja la stage 3 schimbi, faci o turbină hibrid, faci și... injectoarele, pui firaduri, diuze, 80, 120, 160, 200, care vrei, pe aia le pui. Eu am ales să pun 160, okay. Pentru că poate pe viitor o să mai urc în cai cu ea și... Cât poți scoți din 1.9 ăsta? Adică care, știi tu că
ai văzut un 9 TDI RL, la ce putere a ajuns maxim? Targetul maxim al motorului cu interne stock, cum este acesta. Ok. Are doar o axă de SDI care permite să se ducă mai mult pe ture. Targetul lui este undeva la 330-340 de cai. Ok. Bun. Care poate să meargă acum în prezent cum este modificat. Cât are acum în prezent? În prezent am avut ceva probleme cu o pierdere de boost, am măsurat-o pe dyno la băieți la Motion Tuning, mi-a scos 288 de cai cu pierderea de boost care era de vreo 600 de milibari. Și acum? Și acum am rezolvat problema de boost, ea trebuie să meargă cu 330 de cai. Păi chiar sunt curios să mergem pe asta 330 de cai. Să mă bată mama, nu-mi dau fol la BMW-ul la nebunii spate. Am venit de la Slatina, m-am apucat, am schimbat, am rezolvat problema de pierdere de boost și sper să meargă exact cum ia vino mă de aici. Și băiatul de la Motion, Dani Iordache. O să vadă pe clip, o să dai tu clipul și o să vadă dacă merge cum trebuie. Hai să vedem. Deci avem aici motorul, blocul motor, ăsta e... Da, motorul... Mi se pare foarte dubios așa amplasat, nu știu, e... E pus pe longitudinal, da, adică e... ca la BMW, Audi, în mod special. Da. Hai să vedem ce avem mai schimbat. Vedem un traseu de admisie. Da, un traseu de admisie custom, care este custom pe 63 din aluminiu este făcut. Cu furtună din asta de silicon, ca da, să nu crape? Nu, un traseu trebuie să fie, nu să fie fix tot timpul. Flexibil, nu? Trebuie să fie flexibil pentru că motorul are mișcări, mm-hmm, are toate cele și trebuie să mai ai și cuple pe el, că nu poți ca să... Și aici avem inox. Aluminiu. Aluminiu? Aluminiu. Pentru că se răcește mai bine? Mai repede, este un alt flux de aer prin aluminiu față de inox. Și ai nevoie de un aer rece acolo. Da, mulți fac, aleg să facă pe inox traseul, uh-huh, acesta. Dar eu, la toate mașinile, inclusiv a mea, toate care le modific, uh-huh, și le fac din aluminiu. Bun, deci avem de aici. Pe aici intră aerul frumos, pac, s-a dus prin traseu? Da, nu, pe aici intră. Pe aici, pe partea aceasta, intră. Intră, pe aia s-am spus. Din turbină iasă. Iasă din turbină, intră în intercooler și intră, okay, în admisie ca să... Da, să intre motor. Un intercooler mare în față. Aici e o chestie mare. Aici este turbina. Este turbina. Uite, Marie, tu nu știi cum arată o turbină. Uite, chestia asta e o turbină și ca să explicăm așa, să le explicăm și oamenilor ce face o turbină, într-un motor aspirat intră o presiune de aer la presiunea atmosferică. Deci cam aia poate să intre, nu? Exact, da. Cumva un compresor sau o turbină forțează și intră aer, mai mult aer. Exact, îl comprimă de aer compresor sau când turbina bagă forțat cumva. Exact, da, exact. Turbina are puțin lag, compresorul e mai instant? Bagă tot timpul. Bagă tot timpul, adică, exact, după turațiile motorului, el bagă tot timpul presiunea care... Dar mi se pare că pe compresor nu poți scos caie pe care ai scos cu turbina. Nu scos. Niciodată. Bun, avem turbina asta. Care ce turbina este aici? Este o turbină de BMW F10 de 3000 stock, de 245 de cai. Avem turbină de BMW aici. Exact. Ce înseamnă să pui o turbină de BMW pe un Volkswagen, fiindcă grupuri total diferite? Nu înseamnă o... Cred că suporți. Da, trebuie adaptată pe galerie. Ok. Trebuie trimisă la Turbo Custom la băieții de la București pentru a o converti la vacuum din electronic. Uh-huh. Ele vin de fabrică cu un actuator electronic. Ok. Care noi poți să pui și pe mașina aceasta și pe orice un nou TDI turbina cu actuator electronic, dar softistul care face softul trebuie să mergi la el ca să-ți facă instalația electrică a actuatorului. Dar mai simplu și mai bine pentru noi, ca să nu ne mai complicăm, este să o facem pe actuator vacumatic, cum este cea de fabrică. Am înțeles. Bun. Deci avem turbina, BMW F10, mamă ce cald de aici, vină mai puțin mai aproape. Chestia asta n-am înțeles și asta. Aici este un oil change can, ceva de genul se numește. Ce face? Acesta recuperează gazele din motor. Dar fac că nu-i cuplat. Eu nu l-am conectat încă. Uh-huh. O să urmeze să-l conectez, aștept să-mi ajungă comanda de furtun, că este un furtun care aici vine pe un diametru mai mare, uh-huh, aici mai mic. O să-l aștept să vină ca să-l conectez. Aici avem filtrul de motorină? Filtrul de motorină de Audi A6. Era așa, era așa la, la Volkswagen? Nu, nu era așa la Volkswagen. Eu am ales să-l pun pe acesta pentru că am un răcitor de motorină în fața mașinii. Ok. Deasupra de intercooler. Bun, și avem și un filtru de aer. Ram aer pe 76 mm cu tot cu traseul din inox făcut să ducă aerul în turbină. Care e avantajul de a avea un filtru sport? Pe lângă sunetul mai gros pe care îl face mașina, ca și performanță. Trage aerul destul de mare care este nevoie la această turbină. Dar asta să mă gândesc, nu era mai bine amplasat cumva către față? Era mai bine amplasat, dar eu din
spațiu, nu mai am unde să-l pun. Mi se pare că la Volkswagen nu prea ai spațiu. Dacă era un BMW, acum îl puneai cum vrei tu, știi? La un Golf 4 ai loc, da? Dar la Passat eu nu am cum ca să mai tai din caroserie, să pun. Am înțeles. În față vede ceva la intercooler, aici vedem? Intercoolerul nu se vede, se vede foarte puțin sub grilă, sub numă. Ia, du-te acolo, Madi, puțin jos și... Puteți să vedeți puțin din intercooler, dar nu se vede foarte, foarte mult. Nu se vede deloc. Ar fi ușor să scoți, să văd acolo doar în stânga și în dreapta furtunașele. Exact, atât se vede. Și aici. Ar fi fain să-l faci să se vadă mare acolo, să vadă lumea că e... Da, dar eu am ales ca să merg pe... Clean. Clean. Să fie un Passat Sleeper. Normal, cu niște sticăre pe el, care să fugă tare și să scoată fum, să nu bată la ochi că este modificat. Să nu scoată fum, ai spus? Să nu scoată, pardon, să scoată fum, să scoată. Să scoată fum. Să scoată fum și să vadă toată lumea că este un Passat normal pe Bun. Stradă. Cum? Ce vrea să poleze? Fiindcă poate, hai. Fiindcă poate, exact. Hai să mergem la interior. Mai du-te pe partea cealaltă. Hai să ne spui aici. Băi, după părerea mea, rar vezi un Passat B55, de fapt nu prea le mai vezi astăzi prin România, exact. Mi se pare că s-a cam dus B6 le-a ajuns B55-ul ăsta. Da, B6-le s-au înmulțit de ele. Da, mi se pare că arată foarte bine. Vezi, Marie, să lucrez cu lumizoarea acolo să vadă oamenii și hai să vedem să ne spui puțin. Ai un Passat de B7, sau nu? Nu, este un volan de Passat CC. Ok, dar e pe și pe B7, nu? Este și pe B7 și pe B6, pe mai multe mașini puse, dar eu l-am luat de pe un CC. Băi, și nuca asta e de Audi sau de ce? Da, este nuca de S-Line, de Audi. Mamă, dar ce frumoasă e nuca asta, bune. Am adaptat-o. Deci arată bombă pe bune. Și avem și aici un buton. Avem un buton pentru tubul de bas, pornit oprit, da. Pentru că nu tot timpul poți să mergi cu, cu muzica blană. Dată blană. Foarte tare, mișto un buton din ăsta. Aici avem ceasul de boost care indică boost-ul. Aici avem niște grile de ventilație de Skoda Superb. Asta de Skoda Superb, da, nu? De Skoda Superb. Și aici avem suportul de telefon. Suportul de telefon, un pachet și pe uși, trimurile de mahon. Mie foarte bine arată, foarte, plac, foarte bine. Mulți prieteni de-ai mei au fost contra că, da, că nu le place, că nu e ce trebuie. Dar mie îmi place, trebuie mie să-mi placă, nu mie la cineva. Și uite, Madi a fost acolo printre volan, dacă poți să fiți Madi, ceasul are rebord care... Da, avem costă ceasurile... de bani, nu? Da, costă ceva bani, dacă aș sta să le pun la vânzare, cred că aș lua suma de vreo 900 de lei pe ele, exact cum sunt acum. Sunt ceasuri de L32, de ce? De Passat L32, nu? Ascultă-mă, am ceasurile ale mașinii și am cumpărat de la un tip de pe OLX, nu știu exact de unde a fost, am găsit că vând de plasma aceasta. Am cumpărat plasma, am pus-o, am adaptat memoria de 300 la oră ca să-și indice exact cum trebuie, după un W8 benzină. Pe diesel? Pe diesel, da. Cât de greu să faci treaba asta? Că mi se pare destul... Este destul de complicat, am făcut asta cu ajutorul unui prieten. Raul Boștină se numește. Păi, tare. Dacă... Poate vrea să-mi pun și la DM5, știi? Exact. Da. Poți să iei legătura cu el și cred că te poate ajuta. Ce vei face? Zic, cum te simți mai dintr-un Passat? Uite, ăsta este bunicul Passatorilor. Cum te simți mai din Passat? Confortabil. Confortabil? Da, o să plăcut cu Passatul. Da, o am avut. Dar fii atent aici, fă o comparație între B6-le pe care le-ai tu și B55, adică ăsta e înainte. Cum se pare ăsta ca și calitate? Se pare mai bun ca B6-le? Păi clar. Deci mi se pare la fel, jur. Deci când urci în B6, da. Bine, cred că asta e o echipare mai de top. Ai făcut câteva modificări. Am făcut câteva modificări ca să-ți fie drag să te urci în el. Da, uite, grilele astea vorba ta de superb, arată foarte bine. Mahonul ăsta e ce trebuie. Scaunele sunt ce trebuie, Alcantara cu piele. Chiar foarte frumos. Aici nu mai avem ce să mai spunem pe interior, nu? Pe interior nu. Fețele de uși, Magi, filmează-le că-s de piele. Fețele de uși sunt de piele. Fețele de uși sunt de piele, ceea ce e foarte tare. Și hai să facem și partea din spate. Și după aceea vom lua întrebările oamenilor, fiindcă sunt destul de multe întrebări pe comunitate. Când vede lumea un Passat, cum să nu pună 100.000 de întrebări? De ce umbli cu acest blow me? Na. Te aici e destul de afumată treaba, să zic așa. Vino aici lângă și te rog frumos să scoți tu telefonul, să luăm comentariile de pe YouTube, să le luăm de acolo și le luăm pe cele mai relevante. În viitor o să facem o mică secțiune de comentarii și o să lăsăm doar membrii canalului să pună întrebări, fiindcă lăsați foarte mulți comentarii și nu puteți să le luăm pe toate. Așa, membrii care plătesc o sumă mică de bani vor putea să lăsa un comentariu să vadă exact, să pună o întrebare și să afle exact detaliile pe care vor să le afle. Mamă, cât avem? 56 de întrebări. Scoate fum? O să rezolvăm. Scoate fum, da. Răspundem imediat. Un timp 100-200 draghi. Nu am apucat încă să fac. Facem, încercăm să facem, nu facem. Nu 100-200, nu, că murim noi, bă. La ce vine numărul de matriculare? La pur. Exact. E foarte pur. Înseamnă PVR.
ce să zic, power, putere, diesel, ce scoate fum. Ia vino puțin, Mari. PVR vine de la power. E pur. Să mă bată, mama, cât de pur e. Exact. Ce motor? 1.9 TDI RL la bază. Care bun. Este montat în, pe mașină. Zic că vine o albină, dar n-ai baia de albină. E un fel de slipper, clar e un fel de slipper. Exact. Te vii cu 3.0 la diesel de pe BMW și te dă... Care este viteza maximă care ai prins-o? 280 de km la oră i-am dat. Ai filmare? Nu am. La 280 la oră sunt singur în mașină, nu cu nimeni și nu stau de filmări. Ai vreo filmare cu o viteză maximă? Pe viteză mare cu care ai mers? Da, m-a filmat un prieten din dreapta și cred că am atins viteza de 210-220. Ah, asta merge și... Adică merge și o mașină stock, da. Dar asta o prinde destul de repede față de una stock. Păi am văzut că am plecat eu cu a doua și când... E daily mașina, da, este foarte daily. Merg cu ea zi de zi. Adică de acasă la piață, de la piață acasă, să dau, de la servici acasă. Bun, de ce îi zici și nu benzină? Păi nu prea ce să alegi pe benzina asta. Păi benzinară... W8? Nu, ori W8, care sunt foarte scumpe și foarte rar de găsit mașinile acelea. Și poți să mai alegi un 1.8 turbo, dar eu am zis că mie îmi place fum. E potent oricum și un 1.8 turbo, pași e potent și un 1.8 turbo, dar mie îmi place fum. Dar nu cred că e la fel de rezistent. Sincer, dacă bagi mulți cai... Da, nu este la fel de rezistent, pentru că am... Internele nu sunt la fel am la benzina. Am prieteni care au pe aici, prin oraș, pe la noi, modificate, 1.8 turbo. Dar se chinuie, adică fac o cursă, două cu el și pa gata, o bagă pe la garaj. Zi o bagă la garaj să schimbe, ba... Așa e cu benzina. În fine, nu știu treaba lor. AVF sau AVX, nu, este RL. Cox. Da, Cox. Câți bani ai băgat în mașină? Ia spune așa, estimativ. Estimativ, o mașină. Mașina am cumpărat-o cu 2000 de euro. Și până în prezent am făcut un calcul plus minus. Cu tot cu mașină cumpărat stă undeva la 5500-6000, cu tot cu mașină, doar partea de modificări băgați undeva la vreo 200 și ceva de milioane, 220-230. De ce presiune merge turbo? 2-6 bari. Mult, frate. Nu este... Standard merge 1-2, stai când merge. Standard merge cu 1-3. 1-3, nu? Dar eu după ce o să... Mă duc mai mult băiezi, de dublu. După ce o să merg la băieți la Slatina, o să mai încerc să-i dau puțină presiune, adică undeva la 2.7-2.8 presiune. Bagă să râi după el. Și să mai dea puțin mai mult fum decât este acum. Ok. Da. Bun, o să vedeți după aceea ce înseamnă fum. De unde are farurile. Așa a venit mașina, cu farurile de fabrică. Bun, salut, vreau ca proprietarul mașinii să-mi dea cerere prietenie pe Facebook, vreau să zice așa am pasat stage 3. Mihai Onuț am pe Facebook, de atunci cere și vorbești cu el. Mihai Onuț, dacă o să te uiți la vlogul nostru, Passatul meu este de vânzare. Dacă chiar te interesează, mă poți apela. El link în descriere oricum, o să dacă îl pui... Bun, biele stock? Biele stock, motorul stock este absolut tot în el, doar o axă cu came de SDI, de 2.0. De SDI? Asta mi-a spus și prima dată, de ce de SDI? Ăla e mult mai rezistent de SDI? Pentru că duce mai mult pe ture, de exemplu cu o axă stock poți să mergi undeva la 5.000 de ture. Ok. Plană. Cu un ax de SDI poți să mergi undeva la 5400-5500 de lei. Deci mașina asta sturează la 5400, probabil, nu? 5500, acolo este plafonarea ei și care dă în popcorn. Și probabil, ok, și probabil SDI-ul ăla se turează mai mult fiindcă nu e turbo. Da, exact. Și are nevoie de ture ca să... SDI-ul nu este turbo. Bun, hai să vedem ce mai avem. Uite, are și poză cu turbina acolo, frumos, tot ce trebuie. Este o turbină, da. Mai e ceva relevant pe aici? Dacă nu, hai să dăm un test drive, cineva a venit să... Nu mai este, haide să facem test drive. Hai să facem test drive-ul ăla, fiindcă sunt curios cum merge Passatul, că și Mari acolo de-abia așteaptă. Ba da, Mari, mergi cu noi? Nu se poate, prima reacție trebuie să fie la amândoi. Hai la... Pune centura, o să-mi luăm hate. Ce se întâmplă? Ești bașit, nu-i? Că sunt Nino. Mamă, ce e aici? Haide să vedem cum trage Passatul ăsta de 300 de cai, că... Facem o plecare de pe loc? Facem o plecare de pe loc, dar fiar nu-i dat 200 sau tâmpenile astea. Să ne oprim acolo, da? 3, 2, 1 și... Wow! 80, 100, 120. Oh my god, fratilor! Mamă, da, odele! Mamă, frate, ușor! Ce-i cu asta, frate? Mamă, a transpirat în câteva secunde. Ce e asta, frate? Și ne pun la cap. Mi-a la fie că nu se mai oprește, că n-am mers niciodată cu ea și credeam că nu se oprește. Că n-am apucat să spun. Sistemul de frânare este modificat. Ce sistem de frânare ai? Tot.
tot cap-coadă. Fața avem frâne de Audi A8 S8, model de 4.2 benzina. Ia de mai dă pe care dacă ești, după aia dăm și niște reprize, că-s curios, dieselul în reprize trage cum trebuie. Exact. Ce ai mă să termină șmecherie? Patinează și-o treia să mor eu? Și-o să-mi dai BMW-ul la negru. Cățeaș! Nu e, frate, nu e. Eu aș muri cu mașina asta, frate. Îți place să mergi așa tare? Mie da. Ție da, mie nu, frate. Și nu mi se pare că e foarte puternică. Este. Uite, avem aici așa releme, hai să-l trăi alea, asta cu e numărul? Asta am vrut să-l pun. Da? Dar n-ai mai găsit. Nu că l-am găsit, l-am găsit și pe acesta, dar mai bine, am zis că puvără este un număr. Asta vedeam și când a lăsat urmele cu mașina, spunea și prietenul tău că l-a pasat învârte ambele roți. Exact, pleacă ale mândouă, nu una mai mult, una da. Mai puțin. Hai să dăm și de la un 30, să vedem așa la un, uite, dă-i la 30. Nu, îi dau la 40. 40? Că cu apsa-i fi cu a doua, ok. Dă-i la așa și 3, 2, 1 și puțin, ooo! Altceva, frate, trage acum, altceva. Suspensii ceva lucrări la ea? Da. Ce suspensii ai? Parcurs Purton, ei bagă. Știi care e chestia? Mi se pare confort bărcut așa puțin când dăm de nivelări. Bă, nu știu, am văzut și eu exact faza asta, dar cred că am problemă cu ceva pe față. Și asta ce s-aude băritul ăsta ce e? Băritul este evacuarea pe 90. Atinge pe pământ? Atinge pe, nu caroserie? Pe pământ, pe caroserie. Mai trebuie să lucrez puțin la ea. Și asta? Observi? Da, nu, e băritul. Este de la evacuare. Tare. Ia să vedem și de la cuantia. Poți să lași cuantia din mers? Da. 3, 2, 1 și... Olele, frate! N-ai, mă, cum așa, mă? N-ai cum, frate, îți bagi joc de... 5-3-5 îți bagi joc, hai, hai. Da... Exact. Stoc, probabil. Și cu stage 1. Oh my god! Deja simțim și frânele, că... Nu mai e, nu?